Salutare, tu bun venit la nou video. Astăzi voi face review la noua mea trotinetă Itwow GTS. Loc să vedeți ce e aici. Avem computerul de bord, următoare butoane, setup, power, far și claxon. Îl pornim. După cum vedeți aici, avem 90% baterie, avem setările. Am resetat viteza. Luminile, se poate că controlați din aplicație. Clopoțelul. Ajunge până la 40 de km la oră când e full charge. Avem maneta de frână electronică. Trotineta dotată și cu frână electromagnetică Kers, se reîncarcă bateria. Frâna mecanică. Frâna de picior, acționată de picior. Avem aici un cric micuț, foarte util. Pedala de depliere, acum este blocată la acest levier micuț. Trageți aici, acum este blocat. Și acum este blocat. Motorul este de 500 de W putere. Avem aici un suport de lanternă. Logo Gitu, electric two wheels. Avem aici un port de călcare în formă de emoji. Platforma de statea. Când apăs pe frâna aceasta, se aprinde LED-ul, cum vedeți. E o trotinetă foarte bună, e foarte utilă, e foarte ușor, se poate folosi și ca trotinetă normală. O oprim acum. Trotineta va costa 46 de milioane, au achiziționat-o de pe site-ul Evomag, am cumpărat chiar direct de magazin. Am făcut și drive test cu ea, foarte utilă. Are avantaje, prima avantaj este foarte portabilă, se poate lua oriunde în magazin, în mașină, în avion, în autobuz. Dezavantajul are că nu are luminițe pe ea, de acelea cum are vechea mea trotinetă 010, prima mea trotinetă 010, care am căzut cu ea. Are autonomie foarte mică, viteza e destul de ok, 40 de km la oră. Aș spune că este o trotinetă de nota 8. Deoarece motorul este de 500 W, cea veche avea 100 V, adică 1000 W. După cum vedeți, are frână pe tambur aici, am bătut cu acesta. Roțile sunt pline, avantajul că nu faci pană. Deci o să trotineți foarte bună, o recomand cei care vor să facă să plece de acasă până la magazin sau de la casă la servici. Am această trotineta, o las specificațiile în descriere și ne auzim data viitoare la un nou clip. Nu uitați de like, share, subscribe și apăsați butonul de like dacă v-a plăcut.